Alimentele pe care le găsim la tot pasul în comerț conțin substanțe extrem de dăunătoare organismului. Tentați de prețurile mici pe care le au aceste produse, mulți hunedoreni aleg de pe rafturile magazinelor alimente pe cât de ieftine, pe atât de periculoase, fără a ține cont de efectele pe care acestea le au asupra sănătății. Potrivit celor mai recente date emise de Organizația Mondială a Sănătății, principalele cauze de mortalitate în lume sunt legate de alimentația nesănătoasă. 14 milioane de decese sunt cauzate anual la nivel global de o alimentație incorrectă și dezechilibrată. Se pare că frecvența este totuși destul de mare în ultima perioadă. Frecvența reală, nu frecvența pe care o dă prezentarea, doar prezentarea la medic, și nu este exclus ca într-o perioadă următoare această frecvență a neoplaziilor să crească. Cercetătorii pun pe seama multiplelor substanțe care se introduc mai ales în alimente și în sucuri, acele euri, există o listă întreagă de euri în care foarte puține sunt acceptate ca substanțe neutre și care nu influențează mutațiile genetice, în schimb sunt foarte multe substanțe, foarte multe euri care generează aceste mutații și stau la baza dezvoltării neoplaziilor, cancerilor, atât la nivelul organelor, deci cancerele solide, cât și la nivelul sângelui. Este un semnal de alarmă pe care îl trag cercetătorii și îl spun și eu în continuare, a se evita pe cât posibil aceste euri sau cetățeanul să se informeze exact asupra ceea ce cumpără din magazie. Chiar dacă leucemia este o boală care afectează tot mai multe persoane și rata de supraviețuire este mai mare. În ultimii ani, tot mai multe cercetări sunt axate în domeniul leucemiei și tipurilor diverse de leucemie și este un domeniu în care cercetarea fundamentală este destul de avansată și poate una din cele mai costisitoare cercetări fundamentale. Vorbesc de marile firme de medicamente care alocă fonduri imense pentru aceste cercetări. Se pare că rezultatele încep să apară, durata de supraviețuire în aceste boli leucemice este tot mai mare și se pune accent destul de mult în ultima perioadă pe dezvoltarea anticorpilor de tip monoclonal, specifici pentru fiecare din aceste afecțiuni. Numărul cazurilor de cancer este într-o continuă creștere, iar studiile medicale arată că unul din trei oameni s-ar putea îmbolnăvi de această boală în decursul vieților. S-a dovedit că regimul nostru alimentar poate cauza cancer sau ne poate proteja împotriva lui. De aceea trebuie să avem mare grijă la alimentele pe care le consumăm.